video și ce faceți voi astăzi, eu revin la voi cu un clip, sper eu că interesant. Am postat la comunitate pe YouTube ieri, adică în data de 12 decembrie, și v-am rugat să îmi lăsați sugestii de clipuri pe care ați dori să le vedeți pe canalul meu de YouTube. Și una dintre voi mi-a lăsat ca sugestie de videoclip să vă vorbesc despre recomandări de filme și seriale. Așa că am decis să pun ideea în practică și să vă vorbesc despre câteva filme și seriale pe care eu le-am văzut în ultimul timp sau le-am văzut pe parcursul anului. Nu o să exagerez și nu o să vă fac o listă foarte mare și o să încerc pe cât posibil să nu vă dau spoilere ca voi să vă puteți uita la ele liniștite. Dar am decis să vă vorbesc despre câteva filme și câteva seriale pe care eu le-am văzut în ultima perioadă de timp și anume pe platforma de streaming Netflix. Noi avem un abonament la Netflix, așa că ne uităm destul de des și bineînțeles că filmele și serialele pe care le vizionăm sunt de pe Netflix. Și mi-am făcut pe foaie o mică listă din ce mi-am adus aminte și am lângă mine și laptopul cu Netflix pentru că mai am și aici la Watch It Again sau Continue Watching For Me. Și am zis să vă dau așa câteva exemple de filme și seriale pe care eu le-am văzut. Mie, în general, îmi plac filmele fantasy care se bazează foarte mult pe vrăjitoare, pe vampiri și chestii de genul ăsta pentru că sunt atrasă de absolut orice înseamnă SF sau de filme inspirate din fapte reale și o să vedeți că o să am și câteva de genul acesta. Primul film despre care aș vrea să vă vorbesc este The Christmas Chronicles și eu am văzut și prima parte și a doua parte. Sincer, nu știu cine nu a văzut The Christmas Chronicles. Este un film absolut superb cu o puștoaică care este credincios adevărat în ceea ce privește Crăciunul. Și în partea a doua a filmului, cea pe care eu am văzut-o de curând, pleacă să petreacă Crăciunul în Cancun, din câte țin eu minte, alături de mama sa, fratele său și de viitorul soț al mamei sale. Și totul ia o turnură mai puțin așteptată în momentul în care ea își pune de Crăciun o anumită dorință și totul efectiv scapă de sub control. Mai mult de atât nu o să vă spun pentru că aș vrea să vă uitați voi la el. Următorul film despre care aș vrea să vă vorbesc este Holiday in the Wild. E un film pe care eu l-am văzut anul trecut și care mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru că este vorba despre o altfel de poveste de Crăciun. Este vorba despre o tipă care, din câte mai țin eu minte, este medic veterinar și de Crăciun este partajată să meargă în sălbăticie, efectiv în junglă, pentru a avea grijă de un orfelinat de elefanți. Și bineînțeles că tipa respectivă începe și în general, în sărbăticie nu prea se ținea cont de Crăciun și așa mai departe. Într-adevăr, își făceau diverse felicitări și lucruri, dar nu intrau cu adevărat în spiritul Crăciunului. Așa că dă de un anumit tip și încearcă să aducă și Crăciunul și în orfelinatul de elefanți. Și o să vedeți că totul ia o turnură la fel de neașteptată pentru că, deși își dorea foarte mult să ajungă acasă deoarece avea un băiat, lucrurile se cam schimbă și începe să-și dorească tot mai mult să rămână acolo și să facă mai mult pentru acea comunitate mică și ne prezintă un alt fel de Crăciun unde se pune accent mai mult pe ceea ce simți și pe ceea ce faci din inimă decât pe cadourile în sine, dar este o poveste care te transportă ușor într-o altă lume și îți face să-ți dai seama de
anumite lucruri. Mai mult de atât nu vă spun pentru că aș vrea să vedeți. De asemenea, și filmul acesta îl găsiți pe Netflix. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că prezintă un altfel de Crăciun, o altfel de sărbătoare. El este destul de vechi filmul, dacă țin eu bine minte, și e ceva diferit. Și te face să te gândești pur și simplu la să reflectezi asupra vieții pe care tu o duci. Următorul film pe care eu l-am văzut și care mi-a plăcut super mult și filmul la care am plâns la ultima parte a lui, mă rog, la sfârșitul lui, este vorba despre Fata din tren. La Fata din tren este și un roman scris, nu știu sigur dacă este la fel ca și filmul, aș vrea să-mi iau și cartea să o citesc. În Fata din tren este vorba despre o tipă care divorțează de soțul ei și îi dă în patima alcoolului. Mă rog, ea a dăduse în patima alcoolului înainte de a se despărți de soțul ei și pur și simplu face niște lucruri de care nu mai ține minte. După ce se desparte de soțul ei, tot timpul face naveta în drum spre muncă și pe drum din tren se uită pe geam și începe și observă diverse lucruri. Într-una din zile vede un lucru care îi atrage atenția legat de fostul ei, crezând că este vorba de fostul ei soț, și ia niște decizii destul de proaste, începe să amestecă în viețile oamenilor și de aici totul ia o întorsătură destul de nasoală, atât pentru ea cât și pentru actuala soție a soțului ei. Și bineînțeles că pe parcurs realizează că tot ce își aducea ea aminte că ar fi făcut nu era de fapt așa și ușor ușor începe și își recapătă amintirile și începe să-și dea seama de ce s-a întâmplat cu adevărat, iar apoi încearcă să remedieze lucrurile. Mai mult de atât nu o să vă zic pentru că filmul este destul de complex și trebuie să vă uitați la el și pur și simplu e un film care te face să trăiești și să simți din perspectiva personajului în sine, pentru că te introduce atât de mult în poveste încât ai senzația că până la urmă tu ești personajul din tren. E un film foarte mișto din punctul meu de vedere. Dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand. Următorul film este unul ușor mai vesel și este vorba despre Feel the Beat. Este vorba despre o adolescentă care este un pic mai rebelă și dorește să intre la o vestită școală de balet. Doar că lucrul ăsta nu se întâmplă, așa că decide să întoarcă în orășelul ei natal și să le predea puștoaicelor de acolo dansul. Așa că se pune pe treabă, până când să ajungă să facă asta, se întâmplă niște lucruri pentru că ea nu și-a dorit asta de prima dată, pur și simplu a fost nevoită să o facă, dar ulterior se decide să le ajute și pornește cu ele într-un concurs și o să vedeți mai departe despre ce este vorba. Este un film despre muzică, despre dans, despre pasiune, despre întorsături de situație și despre dorința noastră cu adevărat. Următorul film despre care vreau să vă vorbesc este tot un film relativ ușor crăciunistic și este vorba despre The Princess Switch. Nu țin... Eu am văzut partea a doua a filmului și am început și partea întâi, le-am dat relativ invers, asta pentru că nu știu de ce am ratat partea întâi, dar este vorba de două prințese ale, din două părți de lume diferite care sunt identice și care decid într-un anumit moment al vieții lor să facă schimb de roluri pentru a trăi experiențe diferite și pentru a-și da seama de ce își doresc cu adevărat. Și de aici o să vă las pe voi să vă închipuiți ce anume se întâmplă și ce anume iese, pentru că, în general, după schimbul de roluri între două persoane identice, nu iese nimic bun. Filmul este super mișto și este și amuzant, dar și emoționant în același timp și dacă nu l-ați văzut, vă recomand să vă uitați la el. The Night Before Christmas este un alt film de Crăciun pe care eu l-am văzut anul trecut și este vorba despre o tipă care nu prea credea în Crăciun.
Și din câte mai țin eu minte, ea își pune o dorință, iar într-un univers paralel, un prinț face un experiment cu un fel de vrajă sau o chestie de genul acesta și ajunge în prezent. Practic, se trezește un cavaler din anul 1500-1600 și ceva în anul 2000 și ceva. Și se comportă total ciudat, începe și se ține după ea, începe să se ofere, să o ajute cu diverse chestii, evident că el vorbește exact cum se vorbea înainte și ușor, ușor o face să se îndrăgostească de el, dar mai multe lucruri o să vă las pe voi să aflați din film pentru că merită să îl vedeți. Apoi, în ceea ce privește serialele, primul serial pe care vreau să vă-l recomand este Friends. Dacă nu l-ați văzut, este un serial absolut genial care pe mine m-a captivat. Eu l-am văzut când eram mai mică și l-am reluat anul acesta și mi-a plăcut super mult. Am terminat toată seria și sunt super încântată de el. Este vorba de o gașcă de 6 prieteni care încep și fac tot felul de înzbâtii și sunt tare, tare simpatici. Nu cred că este nevoie să vă mai zic eu nimic despre Friends. Un alt serial la care m-am uitat, dar încă nu l-am terminat, este The Pretty Little Liars, un serial în care minciunile încep să iasă la iveală. Una dintre cele 5 fete care ar fi trebuit să aibă rolul principal dispare, nu se știe dacă este vie sau moartă, iar celelalte încep să fie terorizate de un anume personaj care încă nu se știe dacă este într-adevăr fata aceea sau nu, și încep să iasă la iveală minciuni din trecutul lor pe care ele trebuie să le remedieze. Încep și mor diversi oameni, încep și primesc amenințări și tot felul de mesaje și totul se învârte în jurul acestui personaj fantomă. Următorul film, serial la care m-am uitat și care îmi place și bineînțeles că încă nu este terminat, este The Good Witch. Este vorba despre două vrăjitoare bune care nu își folosesc magia decât cuvintele în ușoara influențare a deciziilor oamenilor din jurul lor și fac în așa fel ca oamenii să se întâlnească și să se îndrăgostească sau să-și unească destinele în diverse situații. Este vorba despre o mamă și fica ei, o mamă care nu are un soț pentru că acesta, din câte țin eu minte, a decedat, este cu tatăl ei și se ocupă de o pensiune unde vin tot felul de oameni în vizită. Lângă ea, lângă aceste două vrăjitoare, se mută un medic și cu băiatul lui și încep să aibă loc tot felul de lucruri. O să vedeți că între mama fetei și doctor încep niște lucruri acolo și se întâmplă o mică magie, iar băiatul și fata își dau seama de niște lucruri și încep să îi ajute în demersurile lor. E un serial destul de drăguț, în general acțiunile din film se petrec cam în tot timpul anului și au și parte de Crăciun și așa zisa magia Crăciunului și este un serial care din punctul meu de vedere merită să-l vedeți. Următorul serial pe care eu l-am văzut până la sfârșit este Shadowhunters, Vânătorii de Umbre. Dacă nu l-ați văzut, vi recomand să-l vedeți dacă vă plac filmele SF. Este vorba despre un grup de vânători care se bat cu demon, vampiri, vârculați și așa mai departe pentru a proteja oamenii de forțele rele. Dar povestea începe oricum destul de brusc cu o tipă care împlinește vârsta de 18 ani și încep să îi apară runele de vrăjitor. Nu știu ce se întâmplă cu ea, mama ei este teoretic omorât, practic nu chiar, și mai mult de atât nu vă spun, o să vă las pe voi să vedeți serialul. Hai să vedem ce mai avem aici. Mai avem, haideți să văd.
Jane the Virgin este un alt film la care m-am uitat și un serial la care încă mă uit. Este un serial despre o tipă care este virgină și se duce la un control ginecologic, iar medicul ginecolog îi face o inseminare in vitro, pur și simplu din greșeală, și de aici se deslănțuie haosul. Mai multe nu vă zic pentru că ar însemna să vă dau spoiler și nu vreau să fac lucrul acesta. Haideți să vedem. Un alt serial pe care l-am văzut pe tot este Sabrina, un serial despre vestita vrăjitoare Sabrina. Nu cred că e nevoie să vă zic nimic mai mult. Este vorba despre o vrăjitoare care va trebui să se decidă dacă va urma calea întunericului sau va rămâne lângă prietenii ei muritori. Dar ea decide să aleagă ambele lumi și să se împartă între ambele lumi și de aici vor apărea în scenă o grămadă de întâmplări atât plăcute cât și neplăcute. Următorul serial la care m-am uitat este un serial de tip documentar și este vorba despre Roman Empire. Este un serial de tip documentar care vă vorbește despre diverse părți din istoria Imperiului Roman, părți pe care poate noi nu le știm. Și ne face să vedem o altă parte a acestor lucruri. Este un serial bazat pe istorie și pe ce se întâmpla de fapt în zilele Imperiului Roman și mai mult de atât n-aș avea ce să vă spun pentru că trebuie să-l vedeți, este pur și simplu un documentar. Mai aveam aici un film care pe mine m-a... un serial care pe mine m-a făcut să văd dincolo de diverse lucruri, se numește I'm a Killer și este vorba despre diversi criminali din America condamnați la moarte pentru diverse crime care îți spun povestea lor, cum a început și așa mai departe. O să vedeți că unii sunt într-adevăr vinovați, alții nu, dar și-au asumat vinovăția și o să vedeți și motivul din spatele crimelor lor. În general este vorba despre abuzuri aduse asupra lor și alte lucruri de genul ăsta. Bineînțeles că niciun astfel de lucru nu justifică faptul că tu ai făcut o crimă, dar sunt situații în care ei nu sunt conștienți de faptele lor și acolo se prezintă adevărata poveste din spatele acelor crime. Și mie una mi-a plăcut super mult. Este un documentar bazat pe fapte reale. Următorul serial la care m-am uitat și îmi place super super mult este vorba despre Lucifer. Un serial care m-a ținut cu sufletul la gură și pe care l-am văzut de două ori. Cred că m-aș mai uita de un infinit de ori la el. Este vorba despre, bineînțeles, Lucifer, diavolul în persoană, care se decide să-și ia o vacanță și să vină pe pământ și se stabilește în Los Angeles, să-și face un club de noapte și întâlnește un anumit detectiv pe nume Chloe Decker, de care este intrigat și față de care simte o anumită atracție și nu știe care și este enervat de faptul că oamenii comit crime și dorește să pedepsească adevăratul vinovat, iar în dorința lui de a găsi vinovatul și de a pedepsi cum face în iad, devine consultantul detectivului Chloe Decker și de aici încep și iau amploare tot felul de situații. O să vă las pe voi să vedeți serialul dacă nu l-ați văzut. Hai să vedem. Din trending am mai văzut ceva. Am mai văzut un serial care este tot așa de tip documentar. Este vorba despre Story of God with Morgan Freeman. Este un film despre, mă rog, este un documentar despre, cum îi zice și numele, despre istoria lui Dumnezeu din diverse culturi, în diverse religii și o să vedeți că multe dintre ele se leagă. Îmi place foarte mult pentru că documentarul este făcut cu Morgan Freeman, iar el călătorește în diverse părți ale lumii pentru a demonta sau pentru a afla diverse mituri despre existența lui Dumnezeu. Și o să vedeți acolo părți pe care nu vi le imaginați. Hai să vedem, mai avem pe aici ceva. Sper să mă uit și la filme. O să mă duc și mai în jos. Popular on Netflix. De aici o să vedem, am văzut ceva.
Așa, hai să vedem. Ok, hai că mă duc în My List să văd dacă am ceva de care nu v-am vorbit. Un alt film care este la fel în două părți și care mi-a plăcut la fel de mult este The Kissing Booth. The Kissing Booth, de fapt, este vorba despre niște adolescenți care la balul de absolvire aleg să facă o cabină de săruturi. Bineînțeles, ca în orice film cu adolescenți, este vorba despre îndrăgosteală, care cum, cine, de unde și de cine se îndrăgostește. Tipa care joacă rolul principal se îndrăgostește de fratele foarte rebel al prietenului ei și de aici la fel iau turnură tot felul de iau amploare tot felul de situații. Și cam astea sunt filmele și serialele despre care eu am vrut să vă vorbesc astăzi. Sper că am venit oarecum în ajutorul vostru cu câteva idei. Am încercat să vă vorbesc despre ele fără să vă dau foarte multe spoilere și să vă trezesc relativ interesul. Bineînțeles că mai am și altele pe listă la care aș vrea să mă uit, dar momentan de astea mi-am amintit și de astea am vrut să vă vorbesc. Bun, eu vă mulțumesc pentru vizualizare, sper că v-a fost util acest clip. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul mihaela.91. De altfel o să vă las în cutiuța de descriere și link-ul către grupul meu de Facebook, unde sperăm să creăm o comunitate mare, drăguță și frumoasă. Nu uita, dacă nu te-ai abonat până acum la acest canal, să o faci și nu știu ce mai aștept, să-i dai un like și un share acestui clip dacă ți-a plăcut și aștept să-mi lăsați în comentarii care a fost filmul sau serialul vostru preferat din ultima perioadă. V-am pupat, să aveți o zi cât mai minunată și bineînțeles să stați în siguranță, pentru că asta este tot ce contează.